Pacea Domnului Iisus, dragii mei, azi voi răspunde la următoarea întrebare care am primit-o de la o persoană, care un tânăr care urmărește canalul nostru. Eu voi schimba, intenționat schimb anumite lucruri ca să nu recunoască cei care îl știu, în caz că privesc și ei emisiunea aceasta. Așa obișnuiesc să fac totdeauna, ca să știți voi, sau trec peste anumite detalii care nu le cred eu importante. Bine, citesc. Pace, frate pastor. Sunt un tânăr. Un tânăr de 17 ani. Domnul a avut milă de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt și am încheiat și un legământ în apă. Am început să vorbesc cu o fată, dorind ca în viitor să ne căsătorim. Doar că din cauza nevegherii am făcut și lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Am început să vorbim lucruri, deci fiți atenți cu ce s-a început. Am început să vorbim lucruri care nu trebuiau vorbite încă. Am ajuns la atingeri, deci de la vorbirea lucrurilor care nu trebuiau vorbite încă, s-a ajuns la atingeri. Apoi, zice, am ajuns la îmbrățișări, au urmat sărutările. După sărutări au urmat atingeri mai erotice. Și, în ultimul rând, am vorbit video, deja arătându-ne părțile intime ale corpului. Recunosc că am greșit înaintea lui Dumnezeu și îmi doresc să mă ridic și să-L urmez pe Iisus. În urma la tot, mi-am pierdut binecuvântarea. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci, dragul meu, eu voi porni răspunsul meu de la versetul care spune așa. În Epistola către Evrei, la capitolul 13, versetul 4, spune așa. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Ați auzit? Deci versetul acesta spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și asta nu se referă la om doar atunci când el este căsătorit, pentru că cineva va zice, bun, versetul ăsta se referă la cel care deja este căsătorit, dar nu la cel care nu-i căsătorit încă. Nu, nu. Versetul acesta se referă la toți. Și tu poți să-ți necinstești căsătoria înainte de a intra în ea. Deci, iată, toate acțiunile acestea care le-ați spus voi n-au fost altceva decât o necinstire a căsătoriei voastre, a fiecărui din voi, o necinstire a instituției căsătoriei. Dumnezeu v-a creat pe voi, pe tine bărbat, pe fata aceea a creat o femeie. Dumnezeu a creat căsătoria și Dumnezeu vrea ca toată activitatea aceasta sexuală a omului să fie doar în cadrul căsătoriei sau manifestarea sexuală a omului să fie doar în cadrul căsătoriei. Dacă manifestările acestea sexuale se încep înainte de căsătorie, înseamnă că ele sunt în afara căsătoriei și înseamnă că aceasta este o necinstire a căsătoriei. Deci asta voi ați făcut acum și tu și ea. Și nu cred că e cazul să vă conving eu despre asta. Dar o spun în caz că mai sunt unii care cred, vin cu argumente de astea, care le aude așa din lume, le aude la oameni necredincioși, de la păgâni, care zic că da, oricum ne vom căsători, ce contează, așa te înșală satana. Sau se gândesc, da, ce contează actul acela, o hârtie, parcă contează mult. Important că noi ne iubim. Nu, nu, nu. Contează, dragii mei. Pentru că acela este un act înaintea lui Dumnezeu. Căsătoria este o instituție stabilită de Dumnezeu și nu trebuie nimeni să o necinstească, nici căsătoria sa, nici căsătoria altora. Deci, iată, voi, intrând în toate practicile acestea, voi fiecare v-ați necinstit căsătoria voastră, pentru că nu se știe dacă voi vă veți căsători unul cu altul. Dar ați căsătorit și ați necinstit și căsătoria celuilalt, pentru că celălalt tot va fi afectat acum mai departe. Și spune acolo căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Știți ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că acțiunile acestea voastre, ele se vor reflecta asupra relației sexuale pe care o veți avea în căsătorie. Vreau să mă audă toți tinerii care se hotărăsc la asta, toți băieții, toate fetele să mă audă. Bine, atenți să mă audă, asta se va reflecta. Așa a intenționat Dumnezeu, așa e designul lui Dumnezeu, ca
Dumnezeu ne-a făcut ființe sexuale și Dumnezeu a pregătit bucuria aceasta de la relație sexuală ca să fie deplină și ea să fie în cadrul căsătoriei. Atunci când un bărbat și cu o fată se păstrează curați. Dar atunci când oamenii nu se păstrează curați, asta le va afecta relația sexuală și în loc să le aducă bucurie, la unii le aduce rușine, le duce apăsare, le aduce durere, inclusiv durere fizică, le aduce dezamăgire, le aduce întristare, aduce lucruri care niciodată nu s-ar fi așteptat că tocmai relația aceasta fizică, sexuală, care trebuie să-i aducă bucurie omului, tocmai relația aceasta îi va aduce așa întristare. Deci trebuie să fiți pregătiți și pentru aceasta. Pentru că spune că când zice patul nespurcat, înseamnă că, iată, relația aceasta, voi deja ați pus o murdărie pe relația aceasta care trebuia să o aveți înainte. Deci mă întreb dacă ți-ai pierdut binecuvântarea. Da, îți spun acum, nu îți spun că ți-ai pierdut binecuvântarea de plin, dar vreau să-ți zic că asta va afecta, că așa spune Scriptura. Asta îți va afecta, vă va afecta relația voastră sexuală în viitor. Alt lucru care este și care trebuie să-l știți, mai ales că voi sunteți copii de Dumnezeu, bun, vorbim despre, sunt unii care n-au știut nimic, n-au știut absolut nimic despre lucrurile acestea, n-au știut de scripturi și atunci ei au căzut în ele și oricum și ei vor purta consecințele la asta. Dar mai ales atunci când voi ați știut, voi ați cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și ați acceptat să mergeți în astfel de practici. Deci nu vă înșelați, dragii mei. Voi, nu știu, voi credeți că înșelați, voi faceți lucrurile astea neascuns, voi credeți că înșelați părinții, înșelați păstorul, înșelați, nu înșelați pe nimeni, nu, voi vă înșelați pe voi în primul rând, pentru că voi vă pierdeți binecuvântările voastre. Iată, asta faceți voi. În primul rând, iată, mesajul care mi l-ai scris acum arată că conștiința ta este încărcată cu vinovăție. Conștiința ta, nu mai ai bucuria, ți-ai pierdut bucuria mântuirii. Un tânăr care este mântuit, care a fost botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să umbli în bucuria Duhului Sfânt. Ți-ai pierdut bucuria aceasta. Cu siguranță și-a pierdut-o și fata aceea, nu mai are bucuria. Deci, da, vă va fi afectată căsătoria. Trebuie să știți asta și relația, și indiferent că vă veți căsători voi unul cu altul sau în căsătoria în care voi veți merge mai departe, numai decât se va reflecta, asta se va reflecta, să nu vă așteptați la o bucurie de plină și când va veni disconfortul ăsta în relația voastră sexuală și lucru care nu veți experimenta bucuria la care vă așteptați, să știți că este și o consecință la ceea ce ați făcut voi, să știți și să nu mai căutați vina la nimeni și la nimic. Să știți că asta este o vină la ceea ce ați întreprins. Dar vreau să vă spun că nu v-ați pierdut binecuvântarea până acolo încât să nu puteți căpăta iertare de la Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci Dumnezeu poate face aceasta. Dumnezeu vă poate curăți, vă poate da iertare. De aceea trebuie să vă cereți iertare de plin, fiecare parte. Nu condiționa pocăința ta cu pocăința celuilalt. Că, de exemplu, fata ar zice, dacă se pocăiește, băiatul, mă pocăiesc și eu. Sau băiatul zice, dacă se pocăiește fata, nu, n-aveți treabă, nimic. În primul rând, voi nu sunteți într-un legământ acum și nici nu știu dacă chiar ar trebui voi să vă căsătoriți după toate experiențele astea. Nu știu, asta e hotărârea voastră. Cum veți hotărâi voi, dar lucrurile astea... bun. Deci asta, dragii mei, voi se pare că nu înțelegeți toate implicațiile și eu așa tare aș vrea ca să audă alți tineri. Iată, eu am făcut video, căutați aici, este un video despre întâlniri, întâlnirile și căsătoria reușită, căsătoria frumoasă, fericită. Iată, eu totdeauna m-am expus, nu sunt de acord cu întâlnirile acestea, care acum au devenit așa de obișnuite, care și creștinii cred că sunt normale, pentru că trebuie să se cunoască. Iată unde a dus cunoștințele. Uitați-vă voi ce a zis el. Mai citesc o dată din mesaj. Zice, am început să vorbesc cu o fată. Evident, stând la întâlnire, dorind ca în viitor să ne căsătorim. Am pus zilele astea o postare în care am scris, intenția de a te căsători nu este o propunere de căsătorie. Și am zis și băiatului și fetei, dacă vine un băiat și îți spune, dragă fată, dacă vine un băiat și îți spune că aș vrea să începem o relație cu perspectivă să ne căsătorim, refuz imediat, nu vrei nimic. Accepți numai atunci când te invită ca să-ți facă o cerere în căsătorie. Punct. Gata. Asta e. Nu accept. Pentru că, iată, vedeți, zice, am început să vorbesc cu o fată dorind ca în viitor să ne și căsătorim. Poftim. Vedeți cu ce s-a încheiat. Dacă ar fi venit la fata aceea, dacă ar fi urmărit
urmărit-o, observat-o pe fata aceea dintr-o parte și apoi, dacă avea toată libertatea și convingerea că vrea să se căsătorească cu fata respectivă, i-ar fi spus, dragă, uite, aș vrea să ne căsătorim. Dacă ești de acord și dorești să facem aceasta, aș vrea să ne căsătorim. Ar fi fost cu totul alt lucru, dar așa, uite unde a dus dorința, zice, doream, am început să vorbesc cu o fată, apoi zice, din cauza nevegherii am făcut lucruri care nu sunt plăcute. Am început să vorbim lucruri care nu trebuiau vorbite încă. Vezi cum satana a găsit o fisură, a găsit începutul. Voi ați acceptat să mergeți la întâlniri și pentru că voi ați acceptat să mergeți la întâlniri, satana v-a dus mai departe. Deci, un fel, știi cum ar prinde peștele acela, ca să vă mumească, ar prinde peștele acela de gură cu cărligul și apoi îl trage. V-a prins cu întâlnirile, apoi mai departe v-a tras la discuții neîngăduite, discuții care, lucruri care nu trebuiau să le vorbiți. De acolo v-a dus mai departe la îmbrățișări, apoi v-a dus la sărutări, apoi v-a dus la atingeri erotice și iată v-a dus la cei ca să vă arătați părți intime ale corpului în video. Leu, ce astea sunt lucruri murdare păgânești, astea sunt cum să ajungeți necurății păgânești, să ajungeți voi la așa lucruri să faceți, iată așa ați ajuns, pentru că voi ați nesocotit. Ați nesocotit lucrul ăsta. Și tare mă rog ca alți tineri să asculte atent aceasta, să ia învățătură și să nu accepte mersul la întâlniri, statul la întâlniri. Cum știți, oamenii care slujesc cu mine, oamenii care sunt în echipa pe care am format-o, ucenicii mei, aproape toți ei nu au stat la întâlniri, n-au mers la întâlniri. Și cei care cumva au acceptat, cumva au stat la întâlniri, au regretat pe urmă mult pentru asta, dar majoritatea nu au acceptat întâlnirile, n-au stat la întâlniri și s-au căsătorit fără întâlnirile acestea. Au păstrat o distanță sfântă care trebuie, o relație sfântă frumoasă cu persoana pe care a vrut să o ceară în căsătorie, a cerut-o în căsătorie frumos, dacă a primit un răspuns pozitiv, dacă am în toate cazurile au primit un răspuns pozitiv, cel mai mult relația lor este frumoasă. Chiar îmi spunea odată tica, fica mea, încă nu era căsătorită, dar îmi spunea, tata, tu ai observat, tata zice că cei care nu s-au întâlnit sunt foarte fericiți în căsătoria lor și cei care au stat la întâlniri, ei au probleme, ei nu-și pot rezolva problemele. Cred că o să observați și voi același lucru. Deci de aceea, dragii mei, acum ce vă îndemn eu să vă mărturisiți păcatele acestea, să vă cereți iertare de la Dumnezeu, să întrerupeți categoric, definitiv, să întrerupeți relația aceasta și dacă chiar voi hotărâți că întrerupeți relația aceasta și concentrați-vă pe relația voastră cu Dumnezeu. Opriți comunicarea, este periculoasă. Uite, singur ai spus aici cât de periculos și cum a fost progresia aceasta. Mai trebuie vorbit de regresia aceasta în jos, cum ați coborât în jos. Deci opriți relația aceasta și fiecare din voi să se preocupe de relația lui cu Dumnezeu. Iată, eu v-am pus aici, la descrierea acestui video, v-am pus link la două cărți. Una este aici, haideți că vă pot chiar și arăta. Și una din ele se numește Ce spune Biblia despre sexualitate. Vă rog, faceți-vă rost de cartea aceasta și să o studiați fiecare separat. Uitați-vă că aici la noi pe canal este și un playlist unde eu predau cursul acesta și voi puteți urmări, merge prin curs împreună cu mine. Apoi, de asemenea, am mai pus o a doua carte care se numește Sexualitatea din perspectiva Bibliei. Este un curs devoțional. Vă sfătuiesc pe fiecare din voi și oricine este într-o situație de asta și nu numai decât să fii în situația aceasta, dacă vrei să fii bine pregătit ca să ții față ispitelor și să ai o atitudine corectă față de ispitele acestea care sunt acum în jur. Eu tare mult vă recomand să descărcați cărțile acestea, să le comandați, să le studiați, le puteți studia în grup, le puteți studia separat. Tare mult le recomand pastorilor și părinților. Părinților, faceți studiul acesta cu copiii dumneavoastră, dragi pastori, studiați cu tinerii și cu adolescenții din biserică, studiați cursul acesta și așa îi veți ajuta să se păzească de presiunile lumii, presiunile mari și rele ale lumii în care trăim noi. Iată, așa vă sfătuiesc să faceți și Dumnezeu să vă ajute. Și atunci când veți considera că sunteți suficient de maturi spiritual ca să vă căsătoriți și dacă eu știu, să zicem, va trece un an de zile și după aceea vei hotărâ că totuși vrei să te căsătorești cu fata aceasta, ești conștient de greșeala care ai făcut-o și fata va fi conștientă și va dori să-i spună da acelui băiat, va crede că este un om duhovnicesc și poate acum să se căsătorească cu el, vă veți căsători și veți face o familie. Dacă nu va fi aceasta, nu trebuie să mergi în căsătorie cu o persoană care nu este duhovnicească și nu-L iubește pe Dumnezeu. Vei fi mai fericită singură.
Sau singur vei fi mai fericit să trăiești viața, să o trăiești pentru Dumnezeu, decât să intri în căsătorie cu o persoană care nu este duhovnicească. Iată, acesta este sfatul pe care am vrut să vi-l dau dumneavoastră. Și dacă nu sunteți încă abonați la canalul nostru, vă invit să vă abonați acum ca să puteți urmări aceste răspunsuri din Biblie pe care le dau zilnic. De asemenea, vă invit să vă rog să dați un like la acest video, pentru că așa îl facem mai vizibil pe platforma aceasta YouTube. De asemenea, cer scuze, de asemenea, vă rog să dați și un share, distribuiți în rețelele dumneavoastră de socializare. S-ar putea întâmpla cineva din prietenii tăi din rețelele de socializare tocmai se află undeva la etapele astea care am scris eu. A început să meargă la întâlniri sau a început deja cu îmbrățișări, cu sărutări, cu, nu știu, atingeri de astea. Nu știu, undeva cred că și se va regăsi aici și se va opri. Va asculta acest video, va lua decizii, se va opri, se va pocăi și își va trăi viața frumos. Și tu vei avea un rol foarte important tocmai pentru că ai distribuit. Încă ceva. Când vă întâlniți cu tinerii, ia tu vorba. Ia vorba și spune: uite, am ascultat un video unde pastorul Vasile Felat a răspuns la întrebarea cutare. Spune care a fost întrebarea, spune care a fost răspunsul meu, arată-i locul din Scriptură. Am folosit un singur loc din Scriptură azi. Evrei 13 cu 4. Arată locul acesta din Scripturi, îți spune și îndeamnă-i pe cei care te vor asculta ca să ia și ei decizii înțelepte. Hai să-i ajutăm pe tineri să trăiască frumos, ca în timpul zilei, că noi suntem fii ai luminii și pentru că suntem fii ai luminii, trebuie să trăim frumos, ca în timpul zilei. Așa să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă nu ați văzut încă video unde am povestit despre misiunea în Israel, atunci vă invit să-l priviți acel video, îl veți găsi pe canal la noi, este un buletin de misiune și de asemenea vă invit să ascultați video precedente din zilele trecute în care am răspuns la întrebări interesante și foarte actuale. Iată aceasta. Haideți să mai văd aici. Așa, Narcis Voia zice: pacea Domnului, frate. Problema e că în ultima vreme psihologii vin cu tot felul de argumente că sexul e o necesitate și tot felul de alte lucruri. Dar voi de ce trebuie să ascultați de ce tinerii trebuie să asculte de argumentele psihologilor? De ce trebuie să meargă? Noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu care ne învață înfrânare, care ne învață echilibru, ne învață să fim moderați, ne învață să ne păstrăm vasul în cinste și în sfințenie. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu și nu avem ce merge la psiholog și nu trebuie să schimbăm pastorul pe psiholog, nu trebuie să schimbăm cuvântul lui Dumnezeu pe învățătura lumii acestea. Nu trebuie să o facem. De aceea nu trebuie să acceptați astfel de învățături. Și din moment ce știți că așa învață, dar nu numai psihologii, și medicii tot așa învață. Știu că medicii, dacă merge o fată să-i spune, sau un tânăr merge să-i spune că îl doare capul, nu știu ce, a, faci sex, ai prieten, faci sex? Nu fac. De aia te doare cap, așa îți spune, de aia. Domnule, așa e lumea asta a devenit, deci la orice, asta este soluția și îi împing pe oameni la păcat. Nu accepta așa ceva. Ba invers, când vii și îți spune asta, spune ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Spune că nu, eu știu cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu mă învață altfel. Mă învață să trăiesc în sfințenie, mă învață să trăiesc în curățenie și așa vreau să trăiesc și spune și acelui medic sau psiholog sau cine este el. Atât, dragii mei, pentru azi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți mult har și merg și eu să pregătesc antrenamentul. Aici, la tabăra de taekwondo, unde suntem în Bulgaria, azi voi face antrenament cu toți elevii în bazin. Voi face un antrenament în formă de joacă. Iată, așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!